Hai Steaua, forța Steaua! Începând de astăzi, tichetele și abonamentele la meciurile Stelei se găsesc și la stadion. Casa de bilete a noului stadion Steaua este deschisă de la ora 12 și până la ora 19. Chiar dacă anul ăsta nu avem drept de promovare, luăm pulsul, cum se spune, la divizia B. Cu siguranță Oprița e ambițioasă și vrea să claseze cât mai sus și atunci la anul vom intra cu siguranță. Capitanul de la Sevilla, Ștefan Iovan, speră ca la primul meci oficial de acasă să fie cât mai mult suporter în tribunele noului stadion. Trebuie să venim în număr cât mai mare să susținem echipa lui Oprița, pentru că este nevoie de așa ceva, e nevoie de suporteri, colegii mei de asemenea să vină cât mai mulți și nu numai colegii mei, și toți cei care au făcut istorie de-a lungul timpului în Ghencea. Steaua București va debuta în Liga a doua miercuri 4 august de la ora 20:30 de minute în fața celor de la Cixere. Sunt echipe cu nume în divizia B, dar eu cred că jocul Stelei va face să va aduce cât mai mulți suporteri și nu numai suporteri, va aduce multă lume. Un bilet la peluză costă 15 lei, iar la tribună prețurile variază de la 25 până la 50 de lei. Suporterii să vină, să încurajeze din minutul 1 până la minutul 90, așa să o țină tot anul, pentru că e nevoie ca echipa noastră să fie sprijinită pe această bijuterie de stadion.